Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră avem ștafeta mixtă. Nu suntem în echipă completă de la această oră, însă nu contează. Alex Nedelcu va veni și el puțin mai târziu alături de noi. Vom avea un interviu senzațional făcut cu Daniel Pavel în Republica Dominicană. Vom avea și informații de acolo, însă până atunci, alături de mine este o persoană specială, o persoană dragă, Alexandrei Stan. Vom vorbi foarte mult despre Alexandra, așa cum de altfel se vorbește foarte mult despre ea și în competiție. Andreea, sora Alexandrei, alături de noi astăzi. Bună, Andreea! Bună ziua. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat propunerea și provocarea noastră de a fi aici în fața celor care se uită la Alexandra și celor care ne urmăresc pe noi în fiecare zi aici. Sunt foarte mulți care se uită la Survivor și deja și-au format o părere despre concurenți. Eu vreau să o vedem pe Alexandra astăzi altfel, prin prisma familiei, prin prisma sororiei. Cum este Alexandra, acea fire rebelă pe care o văd oamenii la televizor, sau are o sensibilitate aparte pe care și-o ascunde sub o mască sigură? Păi nu știu dacă cineva și-a făcut, și-a creat impresia că Alexandra este o fire rebelă, se înșeală. Ea este foarte sinceră și asumată și așteaptă de la toți ceilalți cu care interacționează să fie la fel ca și ea. Ea, dacă are ceva de spus, spune. Nu se dă înlături de la nimic. Ea, și de multe ori sinceritatea ei deranjează. Și cred că de aici poate s-a interpretat greșit și ca și un act de un om rebel din partea ei, dar nici de cum rebel. Ea este foarte sinceră. Dacă ea are, am spus asta și în platou la Teo, dacă ar trebui vreodată să aleg una dintre cele mai mari calități ale Alexandrei, ar fi sinceritatea, care de multe ori, uite, și trebuie să tași din gură, să-ți vezi de treabă. Ea nu poate să fie așa. Ea e cu dreptatea în mână de fiecare dată. Da, Survivor este un reality show și oricât de mult te ascunde, până la urmă firea ta oricum iese la suprafață. Adevărat. Și pe undeva este foarte bine că adevărat. Alexandra a fost așa de la început. Da. Nu a fost falsă absolut deloc și dacă oamenii o plac așa cum este ea, bine, dacă nu, cel puțin în echipă, trebuie să meargă mai departe știindu-i felul de a fi. Nu-i așa? Da, adevărat. Ea nu o să se schimbe. Ea nu va renunța în primul rând. Va sta în competiție atâta timp cât va putea fizic să facă față competiției, să nu se accidenteze, Doamne ferește, și atâta timp cât în cazul în care va fi propusă pentru eliminare, va avea suportul fanilor și al publicului și o vor vota și nu va ieși în urma voturilor. Însă ea nu va renunța niciodată, sunt convinsă de asta, niciodată. Drept urmare, a fost un episod în care Zani îi spunea, erau discuții în tabără între ei și Zani îi spunea, mai bine dă-te și tu lovită decât să ne pierzi punctul. Și a zis că nu poate. Pentru că ea nu poate să mintă. Ea nu minte, ea urăște să minți. Da, și indiferent cât de teamă ea a fost pe traseu, am văzut unele ezitări ale ei în apă în special, sau de la înălțime. Poate o să ne spui tu mai multe lucruri despre Alexandra, de ce este teamă de înălțime, de ce este teamă de apă. Cu toate acestea, ea intră pe traseu și chiar și câștigă punctul, dar este foarte bună pe partea aceea de final. Pe partea de îndemânare, pe partea de îndemânare. De ce este teamă de apă? Teamă de apă nu, cred că a avut teamă de înălțime. Teamă de apă nu are, clar, noi am crescut pe malul mării la 100 de metri de plajă și ea, teamă de apă nu are. Teama de înălțime, am descoperit-o și eu la ea acum, n-am știut că are, n-am fost niciodată pusă în situația asta și nu am știut că are teamă de înălțime. Tocmai de asta pentru ea e cea mai mare provocare Survivor, pentru că vrea să-și învingă toate temerile și fricile pe care le mai avea ca fiecare dintre noi. Cred, este foarte ușor din fotoliu să îți formezi o părere și să spui cât de bun ai fi tu pe un traseu sau altul, dar sunt unele momente ale Alexandrei în care chiar se vede că este frică, mai ales la înălțime. Da. A avut vreo situație în care a fost pusă vreodată și îi revin în minte anumite fragmente? Nu, niciodată. Nu știu, probabil că da, este o teamă ei de înălțime. Eu nu știu, am încercat să-mi imaginez cum ar fi eu în locul ei, dar nu e același lucru, că una e să te ridice cineva pe o platformă deschisă la
5-10 metri și să te arunci în cap. Și alte să-ți imaginezi mare lucru, sunt 5 metri. Păi e mare lucru, din fotoliu, cum ați spus, e ușor de comentat. Mai avut niște temeri pe care sunt sigură că sunt reale. La acea probă acolo, da, mai dură, cu pernele, în care probabil ar fi putut suferi o accidentare la față, da, o lovitură la față. Și a adus, și-a adus aminte de traumele pe care le-a avut cu fostul ei impresar și iubit. Și am văzut-o plângând pe Alexandra cu adevărat acolo. Cum ai percepută de acasă? Cum a văzut familia? Am plâns toți. Am plâns atât de tare și atât de supărat am fost că în momentul acela că a ajuns că a trebuit să treacă prin asta. Atunci a fost singurul moment în care am spus mai bine vine acasă. Pentru că mi-am dat seama cât de tare suferă. Pentru că mi-am dat seama că e reală, că nu e niciun soi de truc de a impresiona publicul cu plânsete. Adică se și vede că plânge, că la un moment dat Zania și zis plângi urât. Păi plânge cum simte, că tocmai... Și m-am plâns cu toții. Adică și eu, și mama, și fata mea, toți am suferit cu ea, pentru că știm prin ce a trecut. Au fost niște momente foarte grele pentru ea atunci. Nu o să uite nimeni niciodată acele imagini care au apărut cu Alexandra bătută. A trecut și printr-un proces, a trecut prin toate chinurile iadului, dacă ar fi să ne exprimăm într-un fel. Cât de dificil a fost ei să treacă peste momentele acelea? Pentru că au fost și fizice dureri și emoționale, nu dar și în carieră. Nu cred că a trecut. Drept urmare, reacția ei de acum din competiție. Nu cred că poți să treci. Poate numai cine nu trece prin asta poate să înțeleagă. A făcut terapie și a spus tot timpul asta și că fără terapie nu ai cum să trebuie să depășești momentul. Dar au rămas acolo rănile, drept urmare nu suportă violența de niciun fel, nici fizică, nici verbală. Da. Și de aceea și ripostează. Da. Poate de fiecare dată când Moroșanu sau... Ridică tonul și țipă. Da, ridică tonul. Da, nu suportă. Adică am văzut-o întotdeauna pe poziții, fără... fără să se clintească. Totuși, ședințele acelea au fost foarte bune pentru că este, cel puțin pe micul ecran, pare foarte puternică. Este o fire puternică, pentru că dacă n-ar fi fost puternică, n-ar fi putut să treacă printre atâtea câte a trecut de-a lungul anilor, dar are și ea sensibilitatea ei pusă bine acolo și ea are foarte mare încredere în oameni. Și ea are tot timpul așteptări de la oameni și crede că dacă ea oferă sinceritate și afecțiune, oamenii îi vor întoarce. Lucru care nu ni se întâmplă niciunuia în viața de zi cu zi. Da. Au fost și momente cu Georgiana, când s-au văzut, când ea o compătimea de fiecare dată și mergea după ea să o liniștească când ceilalți vorbeau urât și pe altă parte Georgiana... o nominaliza și... Adică la prima... Ea e foarte la sufletistă. La primul lucru ar călca în picioare. Da. E adevărat, la prima strategie. Sunt persoane care spun așa, Nicoleta, Mihaela, Mihăiță, Alexandra este cea mai simpatică concurentă de la Survivor România sezonul 2. Îmi place de ea cum este ca și persoană. Vedeți, sunt oameni care o văd așa cum este, Alexandra. Într-adevăr, sunt și reacții poate exagerate atunci când ea nu aduce un punct. Dar eu am mai comentat într-o altă ediție a ștafetei că nu fetele sunt chiar verigile slabe ale faimoșilor. Totodată, dacă stăm să ne uităm la statistici, și băieții au probleme în pe anumite trasee. Adevărat. Legat de comentariile din rețelele de socializare, eu am fost uimită cât ce reacții sunt. Eu nu imaginam că pot exista persoane care să ia o emisiune, o competiție sportivă atât de personal, să aibă un vocabular atât de urât și să jignească niște persoane. Adică deja mi se pare că se întrece limita bunului simț. Dar, ea e asumată cu hate-ul și cu... Pentru că tocmai pentru că ea e asumată și ea când a avut de expus ceva sau de spus ceva, a spus-o fără niciun fel de filtru,
pentru că sunt vorbele ei și da, spune ce gândește, și a tras în timp și... Și niște antipatii, exact, bineînțeles. Dar deja mie, în personal, mi se pare că se exagerează cu reacțiile și nu numai la adresa ei, la adresa... Asta este în funcție de afinități. Eu aici, alături de colegul meu, Alex Nedelcu, reprezentăm o ștafetă mixtă. Sunt de partea faimoșilor în competiție, el este de partea războinicilor și este normal. El a fost un războinic într-un show de supraviețuire asemănător. Și de multe ori și eu primesc tot felul de comentarii răutăcioase, cum că aș favoriza faimoșii, dar încerc să explic de atâtea ori că noi suntem ca la Survivor, doamne. Eu sunt pe insula faimoșilor, Alex este pe insula războinicilor și fiecare ne susținem partea. Și de aceea, pe undeva înțeleg și atitudinea la adresa concurenților în general și comentariile de acest gen. Însă, Alexandra e puternică. Cum a fost convinsă să ajungă la Survivor? Nu cred că a stat mult pe gânduri. Din ce știu de la ea, ea a aflat cu foarte puțin timp înainte de a pleca în competiție, cu 2-3 săptămâni înainte de asta, probabil nici n-a avut foarte mult timp să se antreneze fizic, dar a luat-o, a acceptat propunerea cu toată inima, pentru că a vrut să vadă, să-și vadă limitele. Să vadă de cât poate să ducă. Cât poate să ducă, exact, da. Și eu sunt sigură că ea se va descurca mai mult. Am văzut concurente care la început au fost șovăielnice în competiție și pe parcurs au reușit să se antreneze și să ajungă chiar foarte departe în alte sezoane. S-a dus acolo. Cine a fost persoana care a aflat prima dată că Alexandra vrea să plece la Survivor? Din familie știu că eu. Pe mine m-a sunat. Cum ți-a spus, Andreea? Cred că plecase de la discuții de aici, de la canal, și m-a sunat și mi-a zis, i-am spune mie cu mătră, așa ne alintăm, ea mi-a botezat unul dintre copii și mi-a zis cu mătră plec la Survivor. Am avut o reacție ușor exagerată, zic că ai nebunit, ce să cauți acolo, e foarte greu. Și apoi m-a convins și mi-a zis că ai încredere în mine, că pot, că o să lupt și am susținut-o cu toții, da. Da, e normal. Ea a lăsat și un iubit acasă, din câte povestea chiar în competiție. Da. El cum a primit vestea? Are încredere în ea, a avut încredere în ea și a susținut-o. Și chiar am discutat cu el, discutăm pe telefon la fiecare ediție, comentăm, suntem un soi de comentatori noi. Și îmi spune că își dorește să stea cât mai mult. Nici o clipă, dacă ar putea, n-ar chema-o acasă, lasă și vină. N-ar fi atât de egoist. Povestea lor este, să înțeleg, una foarte frumoasă. Se cunosc de mult timp? Nu cred că de foarte mult timp. Cred că de un an de zile. Uite, de un an, dar ea vorbește în termeni foarte frumoși despre iubitul ei. Iubitul ei care poate o să-l avem și pe el invitat aici la noi. Pe de altă parte, el trebuie să vadă lucrurile în ansamblu, să fie rezistent, pentru că Alexandra este una dintre cele mai frumoase femei din competiție și au început deja foarte multe, există foarte multe declarații care o au în prim plan. L-am văzut și pe Alin, pe războinicul Alin, care așa, nu știu, eu din nimic a început să spună că te iubesc. Eu cred că Alexandra sunt conștienți de popularitatea Alexandrei și de fanii pe care îi are acasă și e așa un joc de culise să-și atragă voturile de partea lor. Asta cred eu. Dar nu te-a surprins în momentul în care avea un discurs care nu avea nicio legătură cu nimic? Exact, m-a surprins că nu avea cu nimic. Cu toate că am încercat eu apoi să fac legătura, că în seara aia a avut o evoluție foarte bună pe traseu, dar da, nu știu de unde până unde a venit... A felicitat-o pentru faptul că ea, chiar dacă a venit mai târziu pe traseu, atunci a reușit să câștige proba, fiind bună la îndemânat. Ei au fost fair play și războinici. Au mai avut un traseu în apă când erau trași de un scripet. Da. Și Alexandra la fel, i-a luat punctul la, cred că cu ea a partit. Și apoi știu că s-a văzut în emisiune când Alexandra a trecut prin fața războinicilor în gradenă unde stăteau ei toți, au aplaudat. Adică ei au fost fair play, probabil ei au văzut evoluția acolo și au văzut-o că se chinuie și încearcă să-și depășească limitele. Da,
deși este o competiție între ei este, în general. S-a mai vorbit mult despre o relație între Alexandra și Jador. Chiar Alexandra ne-a dat nouă celor de la ștafeta mixtă o declarație înainte de a pleca în Republica Dominicană. Referitor la colegii de echipă. Iar când a ajuns la Jador, a spus că s-a întâlnit cu el la acele analize medicale, iar el i-ar fi spus ceva de genul că vor face și un copil în Republica Dominicană. Se vede că o simpatizează Jador și acolo. Cum vezi tu situația, Andreea? Nu, eu cred că Alexandra a luat-o ca pe o glumă aici. Alexandra a luat-o pe cap pe o glumă și cred că nici și Jador acum nu mai tratează altfel decât nu-i ca o glumă. Arde, nu mai arde. Da, păi ei cred că sunt atât de obosiți și de frustrați și de flămânzi încât cred că nu mai... Și dacă ar fi fost vreun loc de vreo scânteie între doi dintre... nu mai există nimic. Eu așa îi văd. Dar ți-a povestit atunci, da, așa cum ne-a povestit știu, și nouă? Da, el e foarte carismatic. Noi l-am văzut și în aeroport când am condus-o pe Alexandra. El lua toate fetele la rând. Ăsta e Jador. El e un personaj și na, trebuie să-și facă numărul până la capăt, ce pot să zic. Bine, Alexandra este una dintre fetele care ar putea să-i placă lui. Adică este în standardele lui Jador în general. Bine, era cam supărat în ultima ediție apropo de ce s-a întâmplat atunci, cu acea oală pe care fetele nu au spălat-o timp de 5 ore. Ei sunt acolo concurenți pe picior egal, nu sunt femei și bărbați. Da. Cum nici probele și pe traseu nu se face niciun soi de diferențiere între fete și băieți. De ce s-ar face într-adevăr? Nu poți să stai să pui sare peste... Dar dacă ei toți, cât sunt 4, 5, 6 băieți, au văzut că e oala acolo și fetele făceau cu totul altceva, ar fi putut, nu știu, tot nu face muzica. Da, Alexandra a zis, noi nu suntem nevestele voastre. Exact, adevărat. Chiar o să mai dezbatem puțin acest subiect la ștafeta mixtă de joi de la ora 18, dar nu pot, având-o aici pe Andreea, să nu aduc discuția și acolo. Cum a spus, eu nu suntem nevestele voastre, o să ne împărțim de acum sarcinile și o să vedem... Și voi, băieții, trebuie să vă implicați probabil în treburile acestea gospodării. Din câte am văzut, fetele le spală hainele băieților. Da. Am văzut, au arătat din tabără la un moment dat când Majda, cred că, îi spăla hainele lui Culiță sau lui Jador. Au rugat-o să-i spele. Adică eu cred că ele au ajuns la un soi de saturație și și-au dat seama atâta timp cât nu se face nicio diferențiere pe traseu, hai să nu se facă nici în tabără. Să ne împărțim sarcinile în mod egal. Da. Și până la urmă fiecare concurează așa cum poate și trăiește într-un mediu așa cum știe și cum își dorește, cu principiile lui. Cristina spune așa, ce seamănă cu Alexandra. Da, Andreea și eu, și mie spus. Mi se pare foarte mult, o foarte mare asemănare între voi două. Mulțumesc. Numai că tu ești brunetă, Anu. Sunteți doar două surori? Suntem doar noi două, da. Și ce diferență? Trei ani, eu sunt mai mare cu 3 ani decât ea. Am mulți înainte. Mulțumesc. Tu ai avut grijă de Alexandra fiind sora mai mare în general? Sau a fost și invers? Am fost foarte apropiate. Ne fiind foarte mare diferența între noi, la un moment dat nu s-a simțit. Nu știu, eram în ciclu primar, cred că nu s-a mai văzut. Ne puteam juca împreună și... Apoi ne-am apropiat foarte tare, da, în perioada liceului și s-a consolidat undeva relația noastră când eu m-am căsătorit, am născut, ea mi-a botezat băiețelul și a fost așa, e o apropiere. Copiii mei sunt nebuniți, cred că sunt eu, soțul și Alexandra pe prim plan în viețile lor și sunt convinsă că și Alexandra are aceleași sentimente pentru ei, se iubesc foarte mult. Și da, ce vârstă au copii? Băiatul face 8 ani și fata are 11. Mulți înainte. Mulțumesc. Ea a botezat fetița sau băiețelul a botezat. Pavel Alexandru, da, îl cheamă Alexandru după ea. Ei, cum o văd pe Alexandra pe traseu? Ei trăiesc cu ea și țipă și se supără și sunt îngrijorați, fata fiind fetiță și mai mare, mai sensibilă și plânge când vede că Alexandra are câte un blocaj pe traseu. Băiatul se enervează când războinicii au câte un punct și țipă prin casă. Da, trăiesc cu ea. Cum a fost prima dată când ea a fost nominalizată? Cum
a fost atmosfera la voi acolo? Asumată, că dacă e să vină acasă, la un moment dat mama a și spus să vină acasă. Uh-huh. Pentru că a văzut-o că e prea mult, nu neapărat fizic, cât și psihic, pentru că e și o bătălie psihică între ei acolo. Dar eu știam că va trece peste, că nu va fi, că nu, ea nu s-a dus acolo, ea a avut un scop acolo și n-avea cum să stea doar o săptămână. Ai avut încredere? Am avut încredere în ea, da. Și în ea și în votul în oamenilor. În vot și în tot în locul ei acolo, în competiție. Dar mamei este mai greu să o vadă suferind este pe Alexandra? Este greu pentru că mă sună și îmi spune, spre exemplu, la ultima ediție mi-a zis că ai văzut-o, că nu arată bine, că e obosită, că să vină acasă, că poate o nominalizează, pentru una e mamă și zic, mamă, las-o, că dacă n-ar, nu lasă nimeni să cadă în brânci, dacă n-ar mai fi putut, n-a avut nevoie de intervenția medicului. Da, a avut noroc din punctul ăsta de vedere. Da. Da, și mie mi-e frică, mi-e teamă de cel mai teamă mea de accidentările fizice, să vii cu o mână ruptă sau cu un picior sau cu genunchiul sau cu ligamente, cum au venit ceilalți, nu e ușor. Dar știe la ce s-a înhămat și și-a asumat asta. Știe, chiar la interviu de dinainte a plecării în Republica Dominicană, îmi povestea mie și lui Alex, că ea este obișnuită cu greutățile, fiindcă în perioada în care era la școală făcea foarte mulți kilometri pe jos, mergea pe jos foarte mult. Da, nu, în perioada liceului, într-adevăr, noi ne-am mutat cu părinții noștri din Constanța, undeva la marginea Constanței, într-o localitate la 13 kilometri și atunci noi am dat de navetă, naveta de școală, da? Adică trebuia să plecăm cu undeva o oră mai devreme decât ceilalți copii, că schimba mai multe mijloace de transport în comun. Și, dar ea e obișnuită cu... Ei s-a pus așa o etichetă de alintată, dar ea nu e așa. Chiar și când era pe culmile succesului, se vedea partea roz, că era pe o scenă, dar ea dormea în mașină, mânca de multe ori în mașină. Erau săptămâni în care zbura de 3, 4, 5 ori, noi nu o vedeam. Într-adevăr, toate vin cu beneficii, dar sunt și sacrificii, da, multe. Normal. Nu e nimic... Lumea vede doar partea strălucitoare. Lumea vede doar partea strălucită, exact, dar nu e doar asta. E multă muncă în spate și mult sacrificiu. Mult sacrificiu, în plus eu o cunosc pe Alexandra, de aceea poate sunt de multe ori și de partea faimoșilor și sunt subiectivă, dar pe mulți dintre ei cunosc personal și eu, exact ca și familiile, mă uit altfel la cei pe care îi cunosc. Și pe Alexandra chiar o cunosc destul de bine și întotdeauna mi s-a părut o persoană foarte fină, dar care a avut putere să se ridice de fiecare dată de jos. Adevărat. Și a căzut și viața i-a dat niște lovituri foarte dure Alexandrei, dar a avut acea putere interioară de a merge mai departe, de aceea și cred că la Survivor, dacă nu se va accidenta, va ajunge destul de departe. Da, ea nu va renunța, competiție. Exact. Ea n-a renunțat niciodată, nu va renunța nici acum. Oamenii de acasă vorbesc foarte frumos despre tine, Andreea. Corina Neagu spune așa, mult respect pentru invitata dumneavoastră, este foarte realistă în gândire, este foarte adevărat că trăirile fiecărui suflet sunt unice și inconfundabile. Sunt persoane care văd cu adevărat competiția. Doamna Daniela Balaci tot are un respect deosebit pentru dumneavoastră, pentru invitata dumneavoastră, realistă în tot ce a punctat. Așa. Sunt persoane care votează pe Melina, bineînțeles, și pe Zani. Am văzut o serie de dispute între Zani și Alexandra. Zani este tot așa un spirit liber, a avut o copilărie diferită și exact ca și Alexandra spune lucrurilor pe nume, fără să se gândească de două ori. Iar la un moment dat s-a supărat că Alexandra poate nu adusese puncte sau nu a avut o atitudine așa cum își dorea. Tu cum vezi situația asta? S-a exprimat odată într-o seară Zani și a spus că trebuie să lupți, că ești alintată, că viața nu e așa. Eu cred, nu pot decât să-mi imaginez ce viață din ce am citit și din ce povestește a avut. Acum, nu poți să te superi pe un om care se înfruntă pentru prima dată cu lipsa mâncării, cu condițiile proaste de dormit,
cu oboseala fizică și psihică. Nici eu, nici ea și cred că mulți din cei care sunt acolo nu s-au înfruntat în mod real cu asta până acum și de aceea le este mult mai greu. Însă ea nu s-a plâns niciodată de condiții. S-a văzut pe ecran de fiecare dată. A și spus, știu că sunt slabă, votați-mă. Ea și-a asumat foarte mult. Niciodată nu a încercat să găsească vreo scuză pentru evoluția ei sau pentru felul în care a avut parcursul pe traseu. Acum despre ei doi, na, ce să zic, ei sunt aduși în niște situații limită acolo și cred că ies frustrări la suprafață pentru din fiecare dintre ei și sunt nervoși, sunt sureșitați, sunt nemâncați, sunt obosiți și toate reacțiile lor mi se pare exagerate, că se ajung să se certe în halul ăsta de la o oală, când era foarte simplu, da. Cât timp s-au certat, lua unul dintre ei oala și o spăla, adică două doamne iartă-mă de oală. Da, dar au reacțiile ușor spună, exagerate, da? Pentru că din cauza datorită condițiilor în care sunt și oboselii în care sunt și frustrărilor, pentru că ei au avut o perioadă foarte lungă în care nu au câștigat recompensa, adică ei n-au mâncat mult timp. Da, îi auzi pe războinici că se plâng de foame, dar mă gândeam, mâncat, dar la faimoștire. De aseară, da. Exact, da, e adevărat, adevărat. Și au avut serii în care au mâncat de două ori, că au câștigat, da? Și premiu suplimentar. Acela special, da. La quiz, adică, sau da. La mimă. Și cred că de aici toate. Plus că ei nu sunt foarte uniți ca și echipă faimoșii. Da, asta voiam să te întreb. Cum ți se pare echipa faimoșilor? Nu sunt uniți. Ei sunt toți personalități și caractere puternice și fiecare vrea în felul lui să se impună și ei încă își caută liderul, dar nu lasă loc pentru niciunul să fie. Și nici nu cred că vor fi foarte uniți. Da, mie mi s-a părut din exterior că un lider este Cătălin Moroșanu, este, el da, fiind este sportiv, un sportiv, da. Și este extrem de vocal, are și o parcă o putere asupra celorlalți, maturitate, o probabil, maturitate. Deși pe trasee poate Culiță, Zani sau chiar Jador au rezultate mult mai bune. Da, eu cred că Moroșanu nu s-a dus în Survivor pentru a demonstra ceva, pentru că el știe toată lumea, da. Toată țara, cine e Moroșanu și a demonstrat ce a avut de demonstrat. Este o altă competiție din viața lui și de aceea o și a relaxat și îi susține, da. Pe ceilalți, pe când Zani, Culiță sau Jador, ei sunt... Oricum și ei sunt autentici, sunt am văzut. Sunt autentici, da. Într-adevăr, dar ei acum vor să se impună și să impună. Nu poți să impui respectul nimănui cu forța. Și trebuie, da. Să știi că dacă vrei respect, te dai respect. Da, foarte corect. Dacă ar fi să luăm așa pe fiecare competitor în parte și să-i caracterizezi în stilul tău, am putea să facem lucrul ăsta și de aceea te și întreb. Hai să începem cu Roxana Nemes. Să începem pe cu mine fetele. Roxana Nemes m-a surprins. Eu am urmărit-o pe Roxana Nemes tot în canal de la Bravo Style. Da. Și am descoperit-o acum cu tot o altă persoană. Cred că vezi cum fiecare om reacționează în funcție de mediul în care este pus. A fost încolțită pentru că n-a fost, da. Primită cum trebuie la Bravo Style și a fost încolțită. Ori aici ea și-a arătat adevărata față. Mie mi se pare luptătoare și îmi place tare mult de ea. Deci mi-imaginam că e atât de bun pe partea sportivă și este. Da, mie îmi place de ea, de Roxana Nemes. Elena? Elena este sportivă. Cu Elena, cea cu care Alexandra, da. A fost o serie, da, de conflicte. Da, am îngropat securea războiului, da. Într-un final. Da, s-au certat. S-au certat, da, s-au certat. Dar cine știe în ce momente au fost puse și în ce... Da, s-au certat, într-adevăr. Da, atunci Alexandra îi spunea Elenei că suferă de faptul, da, că, da, da, suferă că nu este băgată în seamă de băieții, așa. Ah, da, 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 da. Și poate de aici, poate atenția pe care Alexandra o primea de la, da. Bărbații din grup ar fi deranjată un pic pe Elena. Când știu, cât știu, pe care o primea de la bărbați, cât știu că Elena i-a reproșat la un moment dat că este... Ea nu este obișnuită să-i se vorbească așa. Sunt firi diferite. Probabil a lovit-o foarte tare sinceritatea Alexandrei și felul ei de a fi. Dar cred că acum s-au acceptat și au dat seama că așa sunt și sunt ok din ce am văzut, chiar se susțin una. Bine, ei au făcut acum și fetele și au făcut echipă și băieții. Și au făcut echipă, și ele o alianță. Da, și au făcut o alianță. Care rezistă sau nu în funcție... La un moment dat nu se reziste, că na, e un joc al... Da.
Era și momentul să-și facă și fetele alianța. Da, da, da. Încă băieții veniseră așa peste ele, peste ele puțin. În plus, toate au personalitate. Fiecare are cariera ei și ar fi un pic cam dificil să fie ținute în plan secund. Mașa? Mașa mi se pare că este de o sensibilitate și de o bunătate aparte. Așa mi se pare. Cred că de asta și băieții, pentru că au fost momente când a avut rezultate la fel de proaste ca și celelalte fete, da? Ca da. Și Simona, ca și Alexandra. Dacă ar fi să tragi linie și să vezi rezultatul. Dar băieții au omenajat-o pentru că ea probabil are o bunătate și apelează la ea să le spele hainele, să le facă de mâncare, ea mai cedează din porția ei, că am văzut că au fost discuții când i-au reproșat toți că nu mănâncă și de asta este rău, că le dă lor porția. Probabil are o bunătate și ți-e și milă să te ideea, că e un om foarte așezat și calm. Așa e felul ei, probabil. E foarte adevărat. Simona? Este mai efervescentă, așa. E mai efervescentă, dar s-a simțit neîndreptățită în ultimile ediții și ei știu ce trăiesc acolo și cred că sunt discuții multe între ei și în afara filmărilor și ce vedem noi. Da. Și de asta nouă mie, una de multe reacțiile mi se pare exagerată, dar sunt convinsă că sunt niște discuții într-un în culise. Context. Într-un context, da, exact. Ar și Simona este o luptătoare. Este o luptătoare. Cosmin? Cosmin mi se pare băiatul cu cel mai mult bun simț din echipă. Deci mie mi se pare că el susține pe toată lumea, indiferent dacă ia sau nu punct. Acum poate eu sunt și subiectivă pentru că am văzut că o susține tot timpul. N-a vorbit niciodată, nici măcar la testimoniale urât de vreuna, de vreunul dintre concurenți. Dintre concurenți, da? Nu, a vorbit despre el. Da, despre el. Chiar și de Alexandra, când toată echipa i s-a urcat în cap, el n-a vorbit urât de ea. E acolo și o susține, chiar am văzut că e primul care se duce și o îmbrățișează când aduce câte un punct. E un băiat foarte modest și foarte luptător și foarte bun pe traseu, din ce se vede. Da, e foarte bun pe traseu. Mai are un pic de lucrat la îndemânare da. Și atunci când se va perfecționa, cu siguranță va fi un candidat puternic pentru supraviețuitorul din 2021. Culiță? Culiță, eu cred că Culiță e un băiat crescut de mamă, de soră și băieții crescuți așa într-un context matern oarecum, au o sensibilitate, cresc cu o anumită sensibilitate, însă, ce să zic, are și răbufnirile lui, e foarte franc, dar nu știe să cosmetizeze așa puțin sinceritatea asta și... Ca și cu evoluție sportivă, da, e bună asta, da. Se și vede, că e unul dintre cei mai buni din echipă. El probabil știind de la Are răbufnirile lui. Are răbufnirile lui. El dar rare, Iancu, dar da. Vizibile. Vizibile, dar, exact, da. Exact. El mai știe de la Iancu, el știe de la Iancu probabil, și probabil s-a pregătit competiție. Cu mult timp înainte, da. Sunt informații aici, persoane care ne scriu, Cristina, privitor la Alexandra, că s-ar fi antrenat cu o altă concurentă de la Exatlon, cu o altă, Cristina Nedelcu. Nedelcu, da. Este adevărat? Este adevărat, da, dar ea nu s-a scos niciodată cu asta. Chiar a publicat la un moment dat pe Instagram poze și filmulețe în timpul antrenamentelor, însă s-a antrenat foarte puțin. Ea cred că, nu știu dacă au fost 3 săptămâni înainte de a pleca, în momentul în care a aflat că va participa la această competiție, perioada în care au fost și sărbătorile de iarnă, deci au fost zile moarte în care nu s-a făcut nimic, dar s-a antrenat, da. Dacă s-a antrenat 2 luni cu asta Cristina, este. Cu siguranță, exact. Alexandra ar fi fost foarte, foarte bună pe traseu. Cristina Nedelcu a fost probabil o competitoare extraordinar de eficientă. Probabil și Cristina n-a putut să prevadă ce frici are Alexandra să o vadă. Da, ea a antrenat-o cât a crezut ea, dar nu și-a imaginat de blocajele pe care ea le va avea când se va vedea la înălțime pe platformă de 5 sau 10 metri cât au platformele acelea. Cred că nici Alexandra nu și-a imaginat nici că va reacționa așa, imaginat, categoric. Da. Dar va veni o altă Alexandra aici în România, sunt fer convinsă. Revenind la echipa ei, Georgiana? De Georgiana, da, ce să zic, e un om pe care viața a încercat-o, asta e evident, e clar, și ei au primit-o cu brațele deschise. Acum rămâne să vedem
și caracterul omului, nu știu ce să zic, nu vreau să comentez mai mult. Vom vedea în timpul concursului cum se va manifesta și, și Georgiana și chiar o să discutăm aici, pentru că, așa cum spuneam, Alexandra va rămâne în competiție foarte mult, iar tu, Andreea, să sperăm, ne vei vizita mai des aici la ștafeta mixtă. Trecem la un alt băiat din echipă, la Jador. Jador, surprinzător, eu nu-mi imaginam că se atât de bun pe traseu. Când am auzit că va candida Jador, am început să rândă, îl știam din puterea dragostei și știam că puterea, nu, de așa, la puterea dragostei a fost, puterea, nu? Dragostei, da. Avea și o burtică la începutul competiției, acum este plin așa, de pătrățel. Era mascota casei și toate fetele erau nebunite după el. Dar nu imaginam că este atât de bun pe traseu, într-adevăr. El, na, probabil este obișnuit să primească atenție de pe unde merge, că da, te fură mirajul ăsta al succesului și succesul dobândit așa pe repede înainte, cum probabil a dobândit și el, că nu are o carieră în spate de ani de zile. Da. Și a considerat că vine în competiție și toată lumea o să îi acorde aceeași atenție. Cred că de aici și o să, de aici o să plece, sunt eu convinsă. Trebuie să-și găsească un lider și de aici vor pleca discuțiile între ei. Da. Că vor să se impună. Dar cum ți se pare atitudinea lui și față de războinici când câștigă? Păi, asta, e un personaj. E un personaj, da? E un personaj, exact. Nu și poate el, să iasă nu din, cred, nu poate să iasă din rolul ăsta. Dar da, așa este el. Așa este el, da. Sunt persoane, foarte multe persoane care îl îndrăgesc. Doamna Gina spune că îl susține pe Jador, dar și pe Culiță. Cătălina, Elena Grecu, mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase scrise aici. Simon Maria, tot așa, Culiță, Jador. Daniela Balaci, doamna Daniela, sunteți foarte drăguță și aveți un mesaj frumos pentru Alexandra, un suflet frumos și bun. Admir totuși curajul ei de a participa la acest concurs, deși competițional nu a fost pregătită și totuși ușor, ușor a evoluat din ce în ce mai bine. Da, bravo ei. Asta ar trebui, cred că, majoritatea să înțeleagă. Să admiri curajul omului, intenția îmi contează. Că, na, sunt faimoși și războinici, faimoși că s-au nimerit printre ei să fie oameni cu o carieră sportivă în spate, dar restul încearcă să-și depășească limitele. N-ai să poți niciodată să-i compari cu războinicii care probabil sunt fani înfocați genului acesta. Da, și s-au pregătit cu mult timp înainte mult timp și au așteptat înainte momentul când vor participa. Și uite, au avut șansă. Unii dintre ei și neșansă, dacă stăm să ne gândim puțin la Lucian, un competitor extraordinar foarte de bun, scos din competiție mult prea devreme, de o accidentare, apropo de lucrurile pe care le discutam aici, de accidentări. Accidentările pot fi mai dureroase decât o răutate din partea echipei. Adevărat. Zani? De Zani, ce să zic? Zani este un supraviețuitor. El, dacă, din câte se citește în presă și din câte susțin toți cei care sunt din echipa lui, el a supraviețuit vieții. Da. Și el asta știe să facă, să dea din coate, ca să se... Pe lângă ca, să se descurce. Pe lângă calitățile lui sportive, care sunt de necontestat, da, este evident că este unul dintre cei mai buni din echipa lui, poate chiar dintre toții și dintre războinici, el trebuie să se descurce cum poate, că asta a învățat. Și el pare un personaj acolo. Începe să-și concureze, da, așa și un... Băieții îl îndrăgesc foarte mult. L-am văzut pe Culiță de nenumărate ori ridicându-l așa pe sus. Bine, este și ușurel. Bine, probabil aduce este mai normal ușur, e mai simplu. Da. Așa se întâmplă de fiecare dată când aduci puncte, percepția asupra coechipierului tău se schimbă, la fel și atitudinea. Atitudinea contează foarte mult. Te pup foarte tare, Ileana Niculescu, la fel vreau să-i salut și pe oamenii, știi, din Focșani care ne scriu și au numai cuvinte frumoase. Aici îmi place pentru că știți că eu nu citesc mesajele negative, nu vreau și întotdeauna consider că vibe pozitiv ajută și dincolo de toate competițiile în sine. Cătălina vorbește despre Alexandra în termeni foarte frumoși. Admir curajul Alexandrei în această competiție, chiar dacă competițional nu a fost pregătită. Este un suflet bun.
Doamna Gabriela Antalfi, te salută pe tine, Andreea, dar are un cuvânt frumos despre amândouă, îi mulțumim foarte mult. Voiam să mai întreb și despre Moroșanu, dacă ar fi să-l caracterizezi pe Moroșanu. El Moroșanu a rămas ultimul. Este un sportiv de performanță. El știe să fie fair play, știe să îi încurajeze pe ceilalți. Probabil că își spune cuvântul și vârsta și experiența lui acumulată de-a lungul vieții. Eu am văzut că este de multe ori este singurul care, dacă ei pierd puncte pe parcursul traseului și rămân în urmă cu scorul, este singurul care până la ultimul concurent merge și îl încurajează de-a lungul traseului. Cel puțin unde mă uit eu la Alexandra, că suntem trup și suflet, se duce de la un capăt al celălalt al traseului și îl parcurge în paralel cu concurentul. Asta spune multe despre el și nu-i lasă să... Că are un mod, poate pe mai brutal, e mult spus, mai agresiv de a se exprima pe fete când sunt mai sensibile și acolo, repet, e exagerată sensibilitatea lor. De a se exprima, dar cred că are un suflet tare bun. Așa îl văd eu. La finalul primei tale intervenții aici la noi, vreau să te întreb, ți-ai fi imaginat-o vreodată pe Alexandra dormind pe scândură, mâncând doar un pic de orez și îndurând ploaia, pentru că seara este o ploaie incredibil de rece în Republica Dominicană? Și da și nu. Știam că este în stare de multe, că e o fire puternică, dar na, și-a creat așa și un confort al ei prin munca și prin forțele ei și ți-e greu să vezi un om cum iese din starea lui de confort. La mâncare nu mai zic că ea este mâncăcioasă și... Dar mă așteptam oarecum. E așa, mă surprinde de fiecare dată. E... un caracter puternic. Îți mulțumesc foarte mult, mulțumesc, Andreea. Și eu urez foarte mult succes Alexandrei în competiție. Vreau să vă spun dumneavoastră că în curând aici la Wowbiz veți vedea un interviu exclusiv din Republica Dominicană la ștafeta mixtă cu Daniel Pavel, comentatorul și vocea Survivor România 2021. Vom avea și alte surprize pregătite pentru astăzi la Wowbiz. Deocamdată vreau să vă mulțumesc pentru mesajele frumoase și să vă anunț că Survivorul, dacă ați uitat sau dacă nu știți, trebuie să-l vedeți în fiecare săptămână, joi, vineri, sâmbătă și duminică de la orele 20 la canal. Vă mulțumesc mult, îți mulțumesc mult, mulțumesc, Andreea, și după amiază frumoasă să aveți și dumneavoastră.